Suntem... În direct? De exemplu, cine a făcut aplicația... Car vertical. Ar trebui să, mâna, să pună mâna să facă și gărn vertical. Da? Da. Dai un bac și afli istoricul. Interesant. Băi, eu cred că mă aud. Sper. Stai puțin. Noi ne auzim toți pe unul, da? Da, că e un singur canal, mă, că e coleg de la două... Ce spuneți? Nu vă aud. Sănătate, Mihai. Să fie primul, da, mi-a ajuns. Despre ce discutăm astăzi? Cum era sugestia, nu? Da. Pa, păi ai mesajul sau? Da, l-am în cap. Uh-huh. Am un... A, închide și la valiera aia. A, nu, nu închide. Nu închide. Nu, trebuie spus oamenilor că ne-am încurcat puțin. N-am avut timp să... Tehnologia testăm. Produce și alienare. Și... Având în vedere vasta noastră experiență în... Exact. Prin televiziune? Prin televiziune și echipamentul din astea foto-video, nu știm să mergem cu toate sculele. Exact. Da, dar uite, aia care pe la canalele alea mari și șmecheri au oameni pentru asta. Bravo! Deci... Nu, că ne prindem noi încet, încet. N-am avut timp de ele, dar acum cred că e ok. Exact. Păi, zi, domnule. Un urmăritor de-al nostru, numit Abi Rubin, Abi, așa are nickname-ul, sună în spaniol. Da. Deci omul lucrează într-un domeniu ingineresc respectabil și este posesorul a unei laguna care a ajuns până la Lună, Laguna 2, 340.000 de kilometri și mai are un Clio cu 27.000 de kilometri. Și a zis cât de mulți kilometri înseamnă mulți kilometri ca subiect, ca percepție. Că mulți spun, domne, dacă treci de pragul X, gata, e pavă și e recuperabilă și este un money pit. Endless money pit. Da, unele mașini pleacă din fabrică ca endless money pit. Dar mai zicea cineva în comentarii. De ce nu se vând direct de noi mașini second hand? Ca să le cumpere români. Cât de tare este? Da. Mașini, da. Spunea o chestie care practic ar fi... Ar putea fi realizabil asta dacă ne gândim puțin. Da. Cu o servisare, se dacă aș avea un dealer la auto, cred că aș face o campanie de asta. Mașini noi second hand și la modul că sunt preluate. Când mai apropiat de conceptul ăsta, cred că este buyback. Da. Care trec printr-un fel de verificare. Și esența podcastului, eu cred că este exact o frază zisă de tipul ăsta, și anume că atunci când cumperi o mașină second hand, deja nu prea mai cumperi mașina, ci mentenanța care a fost investită de fostul sau foștii proprietari. Foarte bun. Adică foarte cam asta înseamnă ca rezumă și hai să o dezvoltăm puțin. Mm-hmm. Că așa putem extinde și ce înseamnă conceptul ăsta de, nu știu, poate fiabilitate sau mentenanță. Până la mine, cred că sunt pe... Că toți cred că am avut mașini la mâna a doua. Haide să pornim de la voi, că mi-e o idee. Păi uite, eu pot să zic că din prisma am avut și mașină, nu? Am avut acel Opel Astra H Furios de 105. Că e o mașină care oricum, în 2006, după ce părinții mei avuseseră Dacia din Dacia Nova, de-aia originală, 9 ani, am resimțit din start ce înseamnă aia fiabilitate occidentală. În sensul că mașina pornea, avea aer condiționat, consuma cât de cât decent și primii ani, cât a fost în garanție, nu am avut probleme. Ulterior, când am mai îmbătrânit, mai schimba eu o bobină, o bucșă, una alta. Așa, dacă e să trag niște costuri, prima revizie mai amplă a fost 2000 de lei, care a presupus schimbul de distribuție la 60.000 km. Și am mai băgat odată vreo 2700 de lei în... într-o revizie generală de suspensii, în afară de amortizoare și arcuri, în rest, cred că am schimbat tot. Toate bucșile și pivoți și capete de bară și toate prostiile. Dar au trebuit făcute. Adică recunosc că n-am fost preventiv acolo, am fost postventiv. Că le-am schimbat după ce au picat. Și trebuie, uite, o discuție foarte interesantă. Poate o facem după asta. Bă, cât de ok sunt schimburile de orice preventive? Adică, hai să-ți dau un nu, exemplu. Când devine compulsiv-obsesiv. A, bună. Și mulți producători, de orice ar fi piesă, orice de schimb pe la mașină, profită de treaba asta. Eu am fost în urmă cu... Îți plantează o idee. Îți plantează o idee, da, și bă, trebuie schimbat. Am fost, stai să mă gândesc să nu... Da, da, cu aproximație, nu mai știu. Dar cred că în urmă cu 6 ani. Mă duc la cineva care schimbă anvelopele,
trebuie schimbate, zic, o să... Plăcuțele de frână. Nu, plăcuțele de frână. Bielete, ceva. Nu, că alea le schimbasem deja. Uite mă cum o fac eu de râs acum. Adică îmi scapă. Pe la cauciuc sau? Nu, era pe la... La roți. Capul, la roți. Nu, mă, nu. Suspensia, mă. Bă. Păi toate. Dă, nu, îmi zice... Trebuie să... Ați văzut că au amortizat, pentru că ropele aveau uzură neadecvată. Exact. Uite și... Ne întâlnim pe unul monitor. Primim și telefon. E chiar unul monitor, dar... Ce? Îmi pare rău că nu pot să-i răspund. Poți să răspunde, de ce nu? Nu, nu. Răspunde, mă, sau unde-și? Nu, mamă, lasă că nu. Cine știe, poate omul nu vrea, știi, și de asta... Hai că am dat de tot. Pune, bă, microfonul ăla. Pune, bă, microfonul ăla în spate. Deci... Da. Ți-a plantat ideea că... Mi-a plantat că așa, da. Da, nu l-am luat în seamă, că nu-s genul. Nu pentru că aș fi știut dacă are probleme sau nu. Nu-s genul să... Că nu îmi dădea mașina niciun semnament, așa. Bă, și am mers de atunci până acum... Cu aceeași suspensie. Cu aceeași suspensie. Și n-am schimbat-o. Dar, mă gândeam, chiar în timp ce vorbeați voi, că asta se întâmplă nu doar în industria auto. Se întâmplă vânzarea cea mai urâtă formă pe care eu urăsc genul ăsta de vânzare. Vânzarea pe frică. Vânzarea pe frică. În industria medicamentelor e clar că doar așa merge și uite că și în industria asta auto. Cum credeți? E chestia din asta de a agăța clientul pentru următoare... Ba, de fapt că e un talent să vinzi cuiva ceva de care nu are nevoie. Asta da. E de multe ori. Dar e o graniță fină între moralitate și partea asta de profitabilitate. Da. Că sunt unii care au niște slăbiciuni din astea și li se profită. Adică măi câte... forumuri și exploatează chestia asta și... Nu mai puțin. E bine, am avut suret până acum. Dar nu mai avem. Nu. N-am avut de aici. E bine că am avut din... Vezi? E bine tot timpul... Nu pornisei... Nu pornisem acest mecanism. Când ți-a spus să nu le cumpe? Bă, să știi. Vorbesc serios. Păi ți-a spus să nu le cumpe. Bun. Acum... Dar se aude sau luăm de la cap? Nu. Nu s-a auzit. Ca la înregistrări. Da, că de-aia am pus... A, păi am zis bine, pune pe microfon. Pune pe microfon. Exact. Da. Și eu mai făceam și reglaje între timp și acum constat că le făceam degeaba. Ei, oricum, au existat specialiști care au filmat meciuri fără cameră în casetă. În cameră și... De asta zic. La sfârșit nu aveau imagini. Păi da. Da. Hai să reluăm. Interesant cu ideile astea. Plantate. Am văzut... Pe parte de detailing am văzut chestia asta, știi? Persoane care nu adică sunt OCD pe partea asta de praf, de murdărie și care au milioane în portbagaj investite în tot felul de cârpițe, creme și practic te, în loc să te bucuri de mașină și să o folosești, ești sclavul ei. Este în care o cureți... comportament manioco? Da, deci eu aveam așa la unul din fostele joburi. Bine, aveam... acum nu trebuie să cei care se recunosc aici nu trebuie să simtă jignit. Nu, e doar o constatare. E o constatare și sunt mulți oameni pe care îi calmează. Eu am constatat treaba asta din discuțiile cu clienții mei. Pe unii calmează, dar o fac treaba asta periodic, nu așa cu o frecvență apropiată. Nu, știi cum e? Dacă tu ca individ nu-ți găsești calmul atunci când ajungi la tine acasă, în propria locuință, în conjurul propriei familii, a animalelor de companie. Înseamnă că problema e la tine. Când faci niște activități ăștia directe, ai chiar mai multă liniște când faci chestii din ăștia de gen spălat mașina, ai o mică problemă. Eu am vândut altfel serviciul ăsta de detailing. Am vândut în sensul că, bă, voi oricum nu aveți timp să faceți ceea ce fac eu. Ăsta era mesajul. Nu aveți timp să faceți ceea ce fac eu, trebuie să vă petreceți timp cu familia, pentru că timpul, din punctul meu, este moneda secolului Din toate timpurile, timpul exact. Este cea mai prețioasă resursă. Și eu asta practic vindeam. Eu vindeam timp liber, pentru că făceam ceea ce oamenii nu n-ar fi putut să facă un detailing. Că nu e mare scofal să faci detailing. Mă rog, la așa. Este, dar nu... O întreține, o aspirare, poate să facă oricine. O derăpânizare. Exact. Dar mă gândeam că în timpul ăsta oamenii
deja un timp foarte puțin pe care îl mai avem, oamenii preferă să-l petreacă alături de cei dragi sau să facă ceea ce, normal, da. Ce le place sau să-și urmeze hobby-urile. Dar se pare că oamenii, mă rog, am înțeles eu greșit, probabil, deși nu cred că, uite, afacerea cu detailing a avut succes până acum. Adică depinde de clienții pe care ți-i alegi. Dar asta e o altă discuție. Să revenim la câți cât kilometri, de mult, că, de, că o deviar în puțin. Câți kilometri? Doar 10 minute. Într-adevăr, sunt din ce am condus toți anii ăștia și ce mașini am avut, sunt situații în care anumite mașini chiar au un prag. Adică se știe, de exemplu, că o distribuție pe curea nu trebuie schimbată clar la cât spune acolo, 60.000, 120.000 intervalul ăsta. Mai nou și alea pe lanț, unele de cazuri. Dar da, alea sunt niște certitudini. Cu scurele mai rezistente au făcut lanțuri mai proaste. Da. Alea sunt niște certitudini, dar sunt situații în care anumite mașini chiar au avut norocul să fie suficient de simple cât să ducă niște cifre astronomice. Și aici vorbim despre mașini asiatice aspirate, TDI-urile, pompă injector și chiar cele cu pompă rotativă Bosch din aia, care nu erau PD. Și care au, realmente, cred că e plin de-astea de depăși milionul de kilometri, chiar dacă în bord arată altceva. Dar asta ne arată că au fost niște mașini trainice. Și la alea, practic, le-a trecut durata de viață. Adică tu nu mai cumperi mașina, exact cum zicea omul, cumperi mentenanța care a fost... Da, oricum, orice mașină trebuie cumpărată data în ciclul ei de viață. Asta așa. Adică până la un 12-15 ani. Nu spune nimeni că nu sunt mașini vechi care merg perfect sau mai vechi de anii ăștia. Dar deja nu te mai poți baza pe nimic din ce a pus fabricantul pe ea. Mai ales toate componentele, subcomponentele vor trebui revizuite, înlocuite și așa mai departe. Păi vorbisem pe drum încoace la telefon cu un detailer Hondar și zicea, bă, până la urmă cea mai scumpă piesă dintr-o mașină este caroseria. Adică dacă a apucat să ruginească iremediabil, poți să ai cel mai bun motor. Iremediabilă. Da, adică ideea e să nu înceapă. Asta e. Și din păcate la mașinile astea, orice mașină, chiar și cele vechi, nu există manualul mașinii, proceduri de alea de băgat ulei în praguri și chestii de genul ăsta, dar care după o vârstă cam trebuie făcute, adică la o mașină. Mi-ai dat o idee. La care ții? Mă duc să schimb canalul din spatele nostru, apropo de praguri, rugină și ulei în ele. Și o localitate învecinată. Da. Chestia e că dacă ți-i la o mașină și îți place neapărat modelul și e veche, s-ar putea să trebuiască să faci și niște operațiuni care nu mai sunt în cartea tehnică sau nu au fost niciodată mentenanțe de genul ăsta. Și aici contează aprofundarea defectelor modelului sau sfaturi de pe forumuri, canale YouTube. Că sunt, de exemplu, persoane, am văzut și conceptul ăsta de canal YouTube monomodel. Adică unul care îți face 400 de filme despre o anumită BMW 116i și o desface până la ultimul șurub. Prietenii tăi, Mihai, stai puțin. Că... Stai, să facem și șarful. Am auzit că dacă lași YouTube-ul să meargă așa în bucătărie pe un canal, așa, ridici acel canal. Da, și vrei să ridici un canal, Mihai? Și când facem noi aceste discuții, uite, o să lăsăm YouTube-ul tău să meargă pe acest canal. Da. Prietenii și fanii noștri. Dă-l și tu un full, Mihai, că poate... Da. Așa, poate prinde algoritmul mai bine. În episodul următor să lăsăm canalul lui domnul Păun. Bun. Așa. Puneți-mi la bariera. Domnul Păun trebuie cu sonor. Da. Haideți să vă zic eu cum e la mine cu kilometrii, că uitasem, dar mi-am revenit. După ce bei bere, îți revine memoria. La mine, mașina are 80.000 de kilometri făcuți în 12 ani. Da? De ce? Pentru că eu lucrez de acasă, nevastă mea lucrează foarte aproape de casă și, mă rog, câteodată se duce, câteodată nu se duce cu mașina. Cam asta, plus concedii. Ăsta este un kilometraj probabil pe care, dacă aș vrea să vând mașina și aș pune undeva, oamenii ar ridica semne de întrebare. Bă, doar 80.000 de kilometri în 12 ani? Doar atât. Plus că mai avem încă o mașină. Adică sunt multe... Deci eu tot cam la fel fac. Sunt multe lucruri de care trebuie să ții cont.
atunci când cumperi o mașină. Nu toate mașinile au kilometri mulți, că noi am pus problema doar în situațiile în care sunt kilometri mulți. Dar n-am pus niciodată problema că sunt multe mașini și cu kilometri puțini, făcuți logic, vă explic cazul meu, și neavând unde să faci mai mult. Craiova e un oraș mic, stau relativ aproape de orice... Stilul de viață al românilor nu este unul de navetă. Asta e, da. Mai ales a celor care nu stau în orașele polieconomici. Și de fapt mașinile noastre au kilometri, că le cumpărăm deja. Că le cumpărăm deja cu kilometri. Nu se fac așa mulți aici dacă nu... Cred că cei mai mulți kilometri se fac în America, sincer. Da, da, da. Vărul meu în America, când vorbeam cu el despre treaba asta, făcea, cred că 100 de kilometri până la serviciu, dus, 100 de dus, pleca da, cu, seama, da. Nu știu, două ore, o oră înainte. Astea... Păi da, și în România faci, ai putea să ai un serviciu la 100 de kilometri de Craiova și ai plecat cu 3 ore înainte să începi lucru. Da. Și te-ai întoarce cu 3 ore după ce ai terminat serviciu, adică ai petrece 14 mult timp ore, acasă. Mai mult timp pe drumuri decât acasă. Deci, în concluzie, ce să le zicem oamenilor, părerea noastră care e? Adică să înțeleagă că noi la podcast-uri nu avem o părere uniformă. Știi? Fiecare are părerea lui ne și batem după ce oprim camera. Ne deci batem, nu ne batem în fața camerei, că mă ne dă YouTube-ul exact. Jos pentru acte de violență și chestii din astea. Deci, știi cum, până la urmă cum e? Stai că-mi pierdui ideea. Ei, vezi? Ia o bere. Nu, nu. Kilometri mulți făcuți cu o mașină veche, despre al cărei trecut nu-l știi, că n-ai cum să nimeni, cât ține evidența unei mașini care are 10-12 ani ce s-a schimbat la aia care a trecut prin 2-3-4 proprietari și rulată în România, în condiții de România, de drumuri mai bune, mai proaste, de trafic haotic, s-ar putea ca, exact ce am zis, 50.000 de kilometri din ăștia să fie vreo 150.000 de kilometri de americanului tău sau de ai oricărui alt european dintr-o țară civilizată. Una este naveta cu o mașină în care te urci și ajungi în treapta a șasea de viteze și nu mai schimbi. Și alta e traseele de astea de România, gen Craiova-Slatina. Se auzea ceva, dar nu știu ce. Mi-a intrat două animatoare acum, la pauză. A, nu, cred că este de la prietenii noștri. Plângeau pe acolo, Ali, se strică vreo mașină, ceva? Ma, da. Adică, știi... Una e să folosești o mașină în regim din ăsta de călătorit, pe drumul bune, viteză constantă, și alta e să o freci, să zicem, fă naveta, Craiova-Slatina. Da. Cu ce mașină vrei tu? Cu o termin. Sau naveta București... Peste podul ăla. Da, zone din astea, știi? Unde n-ai textură. De exemplu, la drumul. Firmele de distribuție, să zic, care sunt la nivel național, agenții din țară, fac mai mulți kilometri decât cel de pe București. Da, dar mașina lui de pe București e prima decade. Da. Logic, de ce? Regim, cum e asta, aspru. Exact. Condiții severe, nu așa. Ne-ați comentat la clipul celălalt, la una dintre discuțiile astea, domne, că toate mașinile trebuie, au fost noi odată și așa mai departe. Exact, e același lucru. Ai nevoie de o mașină care să o folosești intens, minimum 15.000 de kilometri pe an, chiar 20.000, atunci ați o mașină nouă. Teoretic, de bugetul tău. Cele mai fiabile vehicule pe 1 km sunt capetele tractor. Bine, nu putem. Că aduce 1,5 milion. Camioanele, un camion face 100.000 de kilometri așa, lejer. Nu s-a luat plasticul, nici s-a luat foliile de pe bord și de pe deci, clar, chestiile că, din untru. Nu știu, concluzia mea că e un prag variabil. Adică nu poți să zici cu certitudine dacă 100.000, 200.000, 300.000 înseamnă mult. Exact. Și încă o chestie. De ce? Că multe țepe, să zicem așa, la kilometraj, se dau la mașinile de an nou. Pentru că la o mașină nouă de 2-3 ani, pare așa, care are 200.000 de kilometri sau una care are 70.000 de kilometri, nu prea sunt mari diferențe între ele. Dacă au fost exploatate corect, cu un pic de detailing și cu niște soluții din astea magice, o faci pe aia de 200.000 de kilometri, dar care nu are mai mult de 2-3-4 ani, se arată la fel ca una care are 70-80.000. Și acolo este marele pericol. Din nou, o mașină nouă care merge mult, nu apare doar o uzură de rulare, nu o uzură de îmbătrânire a materialelor, care, dacă mă întrebați pe mine, este mai periculoasă uzura de îmbătrânire decât uzura de funcționare în perioada de viață a oricărei piese. Aia se poate corecta, da. Exact. Poți să o schimbi.
Adică la o mașină veche, oricând îți va bubui un furtun, oricând se va crăpa un radiator, oricând păi te poate lăsa un calculator sau o piesă electronică. Mai vindeau pe la licitații sau prin cercuri speciale mașini din astea, să zic un BMW E30, rulat 100 de kilometri și ținut 30 de ani într-un garaj. Da, este tot o epavă. Pusă pe el, fără praf. Da, numai că toate furtunurile alea scoapte sunt, e vai mama, aia necesită o recondiționare totală. Păi, da, cam asta ar fi, nu știu. Vor urma noi și noi episoade. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru în continuare. Bye, bye. Bye.